Foresta Suceava și-a asigurat și din punct de vedere matematic prezența în play-off-ul seriei 1 a Ligii a 3-a, după ce a câștigat sâmbătă pe teren propriu în fața celor de la Șomuz Fălticeni cu scorul de 2-0. Fălticenenii au avut prima ocazie importantă a meciului prin Robert Ciobanu. Echipa antrenată de Dorin Goian a deschis scorul în minutul 39 dintr-un penalti obținut de Căinari și transformat de Samson. Foresta și-a dublat avantajul în minutul 85 prin Muntean. Bucovina Rădăuți și-a consolidat locul pe podium după ce s-a impus cu 4-0 pe teren propriu în fața echipei Viitorul Darabani. Golurile au fost înscrise de ungurianul Aftanache, Stoian și Coroamă. În cadrul etapei a 14-a în seria 1 a Ligii a 3-a s-au mai disputat următoarele meciuri. Știința Miroslava, Csíkszereda 2 Miercurea Ciuc 1-0, Rapid Brodoc, Dante Botoșani 1-3 și Ceahlăul Piatra Neamț, CSM Bacău 3-5. Ultima etapă din acest an programează sâmbătă de la ora 14 meciurile CSM Bacău, Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni, Bucovina Rădăuți.